Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început titlurile ediției. Executorii primăriei Timișoara au demolat două construcții ilegale ale unor romi din oraș. Asta după ce aceștia au refuzat să și le dărâme singuri. Peste 5.000 de locuri de muncă în unitățile medicale de peste hotare au fost puse la bătaie la târgul de cariere înalt din Timișoara. Viitorii doctori nu au stat prea mult pe gânduri, mai ales că în clinicile din străinătate pot câștiga între 3.000 și 15.000 de euro lunar. Vânătoarea de trufe s-a transformat într-o afacere de milioane și în Banat. Cheia succesului într-un astfel de business, multă perseverență și un câine special dresat. 66 de profesori din județele Timiș și Caraș-Severin sunt anchetați pentru fraudarea examenului. Au permis elevilor Teatea Timișoană Lovrin, de exemplu, aproximativ 100 de lucrări scrise la limba și literatura română erau aproape identice, iar în Caraș-Severin peste 180 de lucrări au fost recorectate după ce membrii comisiei au descoperit nereguli. Deși sunt suspectați de neglijență în serviciu, profesorii continuă să predea la clasă. Sălile de examen din școala din Lovrin erau supravegheate video. Camerele nu au fost o piedică pentru 98 de elevi care au predat la sfârșitul examenului lucrări aproape identice. Copiii au fost eliminați din examen, iar 38 de dascăli supraveghetori au fost luați la întrebări de inspectorii școlari. Filmările sunt la inspectoratul școlar, probabil sunt și la inspectorul de poliție. S-a respectat în tocmai metodologia, s-au făcut verificări la timp de către inspectoratul școlar, tot a fost funcțional. Imaginea a fost... Ne-a afectat foarte mult, am avut discuții și la nivel de primărie și la nivel de inspectorat, lucrurile au fost, le considerăm extrem de grave. Deși au trecut mai bine de 4 luni de la incident, procurorii timișeni încă nu au reușit să afle ce s-a întâmplat în timpul probei scrise la limba și literatura română de la Lovrin. În cauză sunt peste 100 de persoane care necesită să fie audiate, se efectuează cercetările sub directa supraveghere a procurorului. S-a început urmărirea penală? Încă nu s-a început urmărirea penală. Profesorii implicați în scandal au fost deja sancționați de inspectorii școlari. Au primit sancțiuni între avertisment și diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de 6 luni. Direcția Generală Anticorupție a cerut să vadă toate lucrările de la cele două sesiuni ale bacalaureatului din acest an. Cele 184 de lucrări problemă din Caraș-Severin au fost recolectate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Am văzut ce se întâmplă cu profesorii și aflăm acum ce îi așteaptă pe elevi de la Caterina Ledrăr. Bună seara, Caterina! Bună seara, Carolina! Bună seara, doamnelor și domnilor! După ce a descoperit neregula, Comisia de Evaluare de la Lovrin i-a eliminat pe cei 98 de elevi din cadrul bacalaureatului. Ei nu mai pot susține examenul timp de două sesiuni, așa că își vor da testul maturității abia în toamna anului viitor. Părinților au fost atât de nemulțumiți de decizia inspectorilor școlari, încât au dat Inspectoratul Școlar Timiș în judecată. Indiferent ce hotărâre vor lua magistrații, autoritățile au decis ca la Lovrin să nu se mai organizeze bacalaureat niciodată, așa că toți elevii liceului vor fi nevoiți să se deplaseze în altă localitate pentru a susține acest examen. În ceea ce îi privește pe profesori, procurorii continuă cercetările. Cei 38 de dascăli care au fost implicați în scandalul de la Lovrin sunt cercetați pentru abuz în serviciu. Carolina? Mulțumim, Caterina. Executorii primăriei Timișoara s-au pus pe treabă. Înarmați cu sentințe judecătorești, ei au demolat două construcții ilegale din oraș. Cum proprietarii au refuzat să intre în legalitate, deși au fost somați, angajații municipalității i-au obligat. Nota de plată tot proprietarii o vor achita. Raul Jurchela știe ce anume au demolat angajații primăriei. Proprietarii imobilului cu numărul 5 de pe strada Mihai Viteazu au primit o vizită din partea executorilor primăriei Timișoara. Ei ridicaseră ilegal un acoperiș deasupra unuia dintre turnurile casei. Angajații municipalității n-au stat pe gânduri și l-au demolat. Următoarea oprire a executorilor a fost pe strada Vasici. Locatarii imobilului cu numărul 7 și-au montat grilaje metalice la geamuri, fără a avea însă și avizele necesare. Executorii le-au tăiat cu un flex și au somat pe proprietari să schimbe în maximum 30 de zile tâmplăria Termopan în una de lemn, cum fusese inițial. Casele cu pricina aparțin unor familii de etnie romă. Primarul Timișoarei a declarat că de când el este edil, a demolat un număr de 5 astfel de case, primind și amenințări cu moartea pentru îndrăzneala lui. Viitorul medicilor români pare să fie străinătatea. Tot mai mulți medici își caută de lucru în clinicile de peste hotare. O dovedește cel mai recent târg de specialitate organizat la Timișoara, la care au participat zeci de curioși. La cea de-a cincea ediție a târgului Cariere în Alb, 8 companii medicale celebre din țară, dar și din străinătate, și-au prezentat ofertele care mai de care mai atractive.
Peste 5.000 de locuri de muncă în unitățile medicale de peste hotare au fost puse la bătaie la târgul Carier Înalt din Timișoara. Un medic român poate câștiga în clinicile din străinătate între 3.000 și 15.000 de euro lunar. Viitorii doctori nu au stat prea mult pe gânduri. La noi nu prea avem șanse de supraviețuire ca rezidenți, totuși ofertele sunt destul de acceptabile pentru Germania, ce mă interesează pe mine. Sunt student în anul 6 și teoretic mai am timp, așa că mai caut. Am observat că se caută în special pentru Germania, deci e foarte bine, oferta e binevenită pentru cei care știu limba germană. Angajatorii din sistemul privat prezenți la târg au pus la dispoziția personalului medical locuri de muncă în țări precum Franța, Belgia, Elveția, Norvegia, Suedia, Marea Britanie și Germania. În selectarea personalului și-au adus aportul și firmele de consultanță. Mie mi se pare esențial să apeleze la un consultant, deoarece toate procedurile care premerg angajării într-o anumită țară din estul Europei durează foarte mult și astfel poți să faci un pic de economie la timp și la bani. Este foarte important să aibă o dezvoltare continuă, în sensul că să se specializeze și în străinătate, chiar dacă nu dorește să plece definitiv din țară, cred că ar merita ca ei să rămână cel puțin pentru un an, să vadă tehnicile moderne. Târgul Carieră în Alb este prezent de 3 ani pe piața medicală din Europa și a pus peste 12.000 de vizitatori față în față cu cele mai bune companii de recrutare. Acest târg al carierelor în alb oferă medicilor și tuturor profesioniștilor din medicină, respectiv asistente, farmaciști și orice alt profesionist din medicină, oferte de muncă în țară și în străinătate mai bine plătite. Organizatorii târgului pun la dispoziția celor interesați de o carieră medicală nu doar locuri de muncă, ci fac și cursuri de pregătire profesională. Suntem acum în legătură telefonică directă cu Gheorghe Nodiț, managerul Spitalului Județean din Timișoara, și încercăm să aflăm care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sistemul medical după exodul medicilor. Bună seara! Bună seara! Ne puteți spune care sunt cele mai mari probleme cu care vă confruntați dumneavoastră? Una dintre cele mari probleme și care sunt probleme ale sistemului sanitar în momentul de față este acest exod de personal care, pe lângă faptul, așa cum s-au prezentat datele la acest târg de oferte pentru lumea medicală, vă dați seama că noi pierdem, nu o să pierdem niciodată. Bun, în care sector vă confruntați cu cele mai mari lipsuri în ceea ce privește personalul? Noi în sectorul cadrelor medici și în general cadrele medici sunt cele mai mari probleme deocamdată. Medicii încep să ne pună problema, nu suntem într-o situație dificilă, dar putem să ajungem acolo. Știm că cea mai mare problemă se află la maternitatea Bega, unde lipsesc specialiști, rezidenți. La maternitatea Bega lipsesc mai mult cadre medici. Și specialiștii sunt în curs de formare, au un număr impresionant de rezidenți acolo. Bun, dar știm că o grămadă... Majoritatea dintre ei, în momentul în care se apropie de finalizarea pregătirilor în specialitate, deja caută alte soluții în alte țări din vestul Europei. Bun, dar și asistentele se plâng că sunt prea puține și trebuie să se îngrijească în loc de 3 sau 5 paturi, cât e nevoie de 10-15? Da. Problema că rămânem cu cadre puține este și faptul că noi deocamdată ne izbim de acea ordonanță 34, în care în momentul când pleacă cineva pierdem postul și nu putem angaja pe nimeni. Dar ce ne doare cel mai mult este faptul că pleacă acele cadrele noastre, fie de specialitate, fie cadre medii, cele care sunt cele mai bine pregătite în sistem. La urgențe sau paramedici aveți nevoie de personal? Există și acolo... Și acolo există o, să spunem așa, o lipsă de personal, poate că din cadre de specialitate acolo sunt în momentul de față un pic mai pregnante lipsurile. Bun, și care credeți dumneavoastră că ar fi rezolvarea acestor probleme? Rezolvarea ar fi ca sistemul sanitar să, în primul rând, să accepte care este organigrama unei instituții, indiferent de nivelul și categoria instituției respective, și să permită, în primul rând, angajarea personalului ca să poată să acopere deficiențele. Asta este unul. Și, în al doilea rând, bineînțeles, așa cum ați văzut că majoritatea tinerilor care amendează sistemul sanitar, în primul rând, se gândesc dacă el un salariu de rezident în ziua de azi nu poate să supraviețească, ce o să facă cu un salariu
specialist în momentul în care termină. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. A fost Gheorghe Nodiț, managerul Spitalului Județean din Timișoara. Munca a devenit riscantă în județul Timiș. Cel puțin asta arată numărul de accidente la serviciu înregistrate de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș în ultima perioadă. Cristina Dăscăleac vine cu mai multe amănunte. Bun găsit! Zilele trecute, un tânăr de numai 19 ani și-a pierdut viața în timpul serviciului. El muncea în construcție, iar în momentul în care a vrut să dărâme un zid, acesta s-a prăbușit peste el și l-a strivit. Incidentul nu este singular, din păcate. De la începutul anului și până acum, 5 persoane și-au pierdut viața la locul de muncă, spun cei de la ITM Timiș. Mai mult, inspectorii au înregistrat până acum un număr de 117 accidente petrecute în timpul serviciului. Vina accidentelor de muncă aparține atât angajaților cât și angajatorilor. Este drept, cifra este în creștere ușoară, iar atenția și lipsa pregătirii de specialitate pot avea repercusiuni grave. În ultimele 24 de ore, doi bărbați au ajuns la spital după ce s-au accidentat în timpul serviciului. Unul dintre ei este din Jimbolia și a căzut de la înălțime, iar celălalt este timișorean și a fost rănit după ce mai multe cărămizi s-au prăbușit peste el. Nici unul dintre cei doi nu a fost rănit grav. Vânătoarea de trufe s-a transformat într-o afacere de milioane și în Banat. Ciupercile care valorează o avere stârnesc interesul tot mai multor timișoreni. Felix Biriescu este unul dintre ei. În 8 ani a reușit să se facă remarcat și pe piața internațională. Mai mult a înființat și Asociația Trufarilor din România și ajută și pe alții să afle misterul diamantelor negre. Cheia succesului în această afacere, multă perseverență și un câine special dresat. Lasă. Bravo, Aida! Bravo! Aida ne-a adus această trufă minunată care seamănă de fapt cu un bulgăre de pământ. Dar vreau să vă spun că această ciupercă are de fapt valoarea unui diamant. Sezonul trufelor începe în luna iunie. Atunci Felix Biriescu se trezește în fiecare dimineață la ora 4 și până seara cu 3 răpădurile. Îl însoțesc 6 câini special dresați pentru această activitate. Este o afacere profitabilă pentru cine se ocupă. În principiu, banii pe care îi faci în 3 luni, cam îți ajung să trăiești decent până sezonul viitor. În 3-4 luni, depinde cât ține sezonul, undeva la 50-100 de kilograme, cam poți să le strângi. Pentru a pune pe picioare o astfel de afacere, alegerea câinelui este primordială. Fie că face parte din rasa Lagotto Romagnolo sau e un simplu câine de vânătoare, dresajul este esențial. În timpul căutării, câinele adulmecă solul, iar atunci când simte mirosul trufelor, scormonește în pământ 20 sau chiar 70 de centimetri. Un astfel de câine costă chiar și 3.000 de euro. Biriescu s-a adaptat rapid de trufe negre, ele sau diferitele sosuri preparatele. Am fost primi, foarte apreciate în extern. Trufele sunt cele zează cu prețuri 500 de euro pentru calitate. Sunt folosite în preparate culinare rafinate din cele mai extravagante restaurante ale lumii. Noul iPhone 4S, cel mai performant terminal din gama iPhone, a ajuns în România. La Timișoara, câțiva amatori de gadgeturi au mers cu noaptea în cap să-și cumpere telefonul inteligent. Noile aplicații au convins pe cumpărători să pună la bătaie câteva sute de euro pentru cel mai în vogă telefon mobil. Lansat la miezul nopții ca o adevărată vedetă, iPhone 4S a atras zeci de curioși. Tinerii au fost nerăbdători să testeze noile aplicații, mai ales că telefonul inteligent vine cu o serie de îmbunătățiri față de modelul precedent. Siri, asistentul personal, este un soft de recunoaștere vocală. De exemplu, dacă îi spui că vrei să apelezi pe cineva, accesează agenda și sună pe cineva. Dacă spui că vrei să întâlnești cu cineva în data de, accesează calendarul și spun un appointment. Pasionații de gadgeturi așteptau de mult lansarea telefonului pe piața din România. Ce își doresc de la noul iPhone? Să povestesc cu el, să-mi transmit o grămadă de mesaje, să mă pupe dimineața, să-mi spună că cel mai șmecher. E bun și am zis să-l încerc. N-am mai avut iPhone până acum și am zis să încerc și ăsta. Sunt fan Apple. Am iPhone 4 și acum chiar mă interesează, de asta am și venit. În funcție de tipul de abonament și de configurația telefonului, fanii brandului scot din portofele pentru actualul model chiar și 600 de euro. Prețul nu mai contează. Sincer să fiu, cred că ar fi ultimul lucru care m-ar interesa. Aseară, operatorii au primit sute de comenzi. Cei care nu au vrut să aștepte 11 noiembrie ca să pună mâna pe gadget au putut cumpăra aparatele de pe site-urile de licitație. Însă, surprinzător, acolo prețurile sunt mult mai mari decât la operatorii de telefonie mobilă. Curând, iPhone va avea rival de calibru, pentru că peste o săptămână Samsung lansează la noi Galaxy Nexus și Note, unele dintre cele mai rapide telefoane de pe piață.
Filiala Timișoreana a Uniunii Scriitorilor trage linie și îi desemnează pe cei mai buni dintre membrii săi, adică pe cei ale căror creații au însemnat ceva pentru piața publicistică românească în anul 2010. Au avut parte de premii și aplauze cei mai inspirați dintre poeții, romancierii, traducătorii sau criticii literari ai Banatului. Fie că au creat în versuri sau proză, scriitorii bănățeni au avut un cuvânt puternic de spus și scris în anul 2010. Dovadă o stau și cărțile pe care ei și-au pus semnătura și pentru care au fost oficial recunoscuți ca fiind cei mai buni. E onorant pentru mine faptul că am luat premiul filialei din Timișoara Unii Scriitorilor. Spre deosebire de alte premii pe care le-am primit pentru carte, ăsta este premiul alor mei. E o stare mai degrabă de multă căldură pe care o resimt în momentul ăsta și dacă e un covoroș, nu e unul incendiar, ceea ce e important. E minunat, e cel mai important premiu pe care îl poți visa, în primul rând pentru că ești înconjurat de prieteni și dacă e ceva, la ceva bună literatura pentru un scriitor, e că prin ea îți poți face prieteni. Pentru poezie a mai fost premiat și scriitorul Octavian Doclin. Premiul pentru critică, istorie literară și eseu i-a revenit lui Claudiu Teodor Arieșan. Premiul pentru literatură în limba minorităților naționale a ajuns la Anne Maria Podlimnihen și pentru că orice competiție care se respecte îi premiază și pe seniori, premiul Opera Omnia a fost acordat lui Ion Arieșanu pentru întreaga creație literară. Acum urmează publicitate, după care ne întoarcem cu știrile din sport. Rămâneți cu noi! Au bătut vicecampioana, dar nu se opresc aici. Handbaliștii lui Poli și-au propus să învingă și Dinamo, chiar în fieful câinilor. Albreușii s-au mutat din capitală tocmai la Călăraș. Să fie la valoare dacă câștigăm următorul meci la Călăraș. Eu cred că putem să jocăm acolo la fel. Am văzut, eu tot timpul spune, dacă jocăm la margini 23-24 gol, putem câștigăm. Dinamo e pe locul 5 cu 9 puncte. Albroșii au suferit numai 2 înfrângeri în actualul campionat. În schimb, timișorenii au primit ultimatum din partea conducerii să adune 4 puncte din meciurile cu Odorhei, Dinamo și Bucovina-Suceava. Eram cu cuțitul la os. Conducerea ne-a impus un obiectiv de 4 puncte din următoarele 3 meciuri și suntem conștienți că luptăm pentru fiecare punct și noi vrem să câștigăm chiar 6 din următoarele 3 meciuri. Dinamo Poli se joacă duminică de la ora 13 la Călăraș. Timișoara e prezentă la ultimul raliu important al anului. Bogdan Stanoiev și Florin Staici vor concura sub egida X Motors la Dementor Rally Show de la Sibiu. Nu știu ce și-a propus Florin, dar eu având în vedere că n-am mai concurat de mult pe o astfel de suprafață cu un C2 și adversarii noștri direct sunt piloții din campionatul național care anul ăsta au făcut destul de o bună treabă și avem și un campion a grupa A care concurează acum mașini, o să avem și mașini mult mai puternice. Nu știu, cred că cel mai bine fi undeva la mijlocul clasamentului. Stanoiev va concura la grupa A pe un Citroen C2 R2, în timp ce Staici aleargă pe un Subaru N15 la grupa N. Cursa are loc pe circuitul de rallycross din Sibiu, singurul din România unde se pot întrece 2 mașini în paralel cu startul din același loc. O competiție de final de an unde se adună cam cei mai buni piloți din țară într-un concurs, la fel pe grupe și pe clase. Este mai mult o etapă de relaxare, un rally show, o gala campionilor. Aproape 60 de piloți s-au înscris la show-ul de la Sibiu. Între ei se află și francezul François Delecour, care a concurat timp de 18 ani în campionatul mondial de raliuri. Pe lângă Stanoiev și Staici, Timișoara mai are un pilot care participă la cursă, pe Bogdan Cuzma. Timișoara devine din nou, cel puțin pentru o zi, capitala artelor marțiale din România. Duminică e programată ediția a 4-a trofeului Tamashii, o competiție care așteaptă la start peste 300 de sportivi, care vor concura în meciuri de kickboxing, karate, pancrazio și MMA amatori. Au început să se obișnuiască lumea cu competițiile noastre și vrem de la competiție la competiție să fie mult mai mulți sportivi și să popularizăm mai ales partea aceea de MMA. Kickboxul este deja destul de popular. La competiție vor veni sportivi cu vârste cuprinse între 3 și 40 de ani și vor concura pe cele 4 tatamii, dar și în ring. Vor fi peste 300-400 probabil, nu vom ști sigur decât duminică dimineața cât sportivi sunt, dar s-au anunțat multe cluburi din toată țara. Organizatorii promit că nivelul galei va fi unul ridicat, pentru că și sportivii care participă sunt din ce în ce mai buni. Vrem să ajungem la 4 competiții pe an, atât am propun, plus peste un an jumate când vom ști sportivii cu adevărat talentați, vom trece pe gale profesioniste.
Gala începe duminică dimineața de la ora 10 cu meciurile preliminare, iar seara de la ora 19 încep finalele pentru fiecare categorie. Weekendul le aduce fanilor de pe Bega noi lupte ale formațiilor din oraș. Sâmbătă și duminică, timișorenii sunt angrenați în 5 partide, dintre care 3 sunt acasă, sâmbătă în sala Olimpia. Poli deschide balul de la ora 11 cu o deplasare pe terenul lui Juventus București. Alvioleții încearcă să adune încă 3 puncte din jocul cu penultima clasată în seria B a Ligii Secunde. De la ora 12 începe spectacolul din sala Olimpia. Universitatea Timișoara încearcă să obțină primele puncte și implicit să câștige primele seturi în Liga Națională de Volei Masculin. Studenții primesc vizita echipei Unirea Dej. Imediat după aceea, de la ora 16, intră pe parchet și Lei din Banat. Alvioleții au parte de un meci ușor cu Poli Iași, ultima clasată. Bănățenii sportivi în campionat vor evolua mai mult ca sigur pe meciul băieților. PCM Danzio se pregătește foc cu liderul CSM Târgoviște. Alb-violetele încearcă minunea în fața unei echipe meciurile în acest campionat. Weekendul sportiv se încheie duminică de la ora 13, ca să consolideze victoria. Studenții sunt favoriți în duelul din deplasare cu Dinamo Călăraș. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem în al principalele știri pe scurt. Executorii primăriei Timișoara au demolat două construcții ilegale ale unor romi din oraș. Asta după ce aceștia au refuzat să și le dărâme singuri. Peste 5.000 de locuri de muncă în unitățile medicale de peste hotare au fost puse la bătaie la târgul de cariere în Alb din Timișoara. Viitorii doctori nu au stat prea mult pe gânduri, mai ales că în clinicile din străinătate pot câștiga între 3.000 și 15.000 de euro lunar. Vânătoarea de trufe s-a transformat într-o afacere de milioane și în Banat. Cheia succesului într-un astfel de business, multă perseverență și un câine special dresat. Rămâneți cu noi pentru informațiile despre vreme. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la... Vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dar iată pe larg datele meteo. La noapte în Arad, vremea va fi în general frumoasă, dar rece, iar cerul va fi degajat. Vântul va sufla în general slab. Dimineața în zonele joase va fi ceață. Minima nopții va fi de minus 2 grade Celsius la Arad și minus 1 la Șiria. Mâine vremea va fi rece pentru această dată, dar în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius la Șiria și 9 la Arad. În Caraș Severin, în această noapte, o vreme frumoasă cu cer senin și vânt slab. Minimele sunt de minus 2 grade Celsius în Reșița și Caransebeș, minus 1 în stațiunea Băile Herculane și 0 grade în Oravița. Mâine cărășenii au parte de vreme frumoasă, dar rece pentru această dată, cu cer variabil și vânt slab. Maximele vor fi de 6 grade Celsius în Oravița, 7 la Reșița și Caransebeș și 8 în stațiunea Băile Herculane. Timișenii au parte în această noapte de vreme frumoasă, dar răcoroasă, cu cer senin și vânt ce suflă slab. Dimineața izolat va fi ceață. Minimele sunt de minus 2 grade Celsius la St. Nicolae, Mare, Jimbolia și Lugoj și minus 1 grad la Timișoara. Mâine în județul Timiș o vreme rece pentru această dată, dar în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Maximele vor fi de 8 grade Celsius la Jimbolia și Lugoj și 9 la Timișoara și St. Nicolae, Mare. În Timișoara, în această noapte, vreme frumoasă, cu cer senin și vânt slab. Minima nopții va fi de minus 1 grad Celsius. Mâine timișorenii au parte de vreme frumoasă, dar rece, cu cer senin și vânt slab. Temperatura maximă de mâine va fi de 9 grade Celsius. Duminică, vremea se menține rece, iar cerul va fi temporar noros. Izolat, în zona montană, sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla în general slab, în zonele joase va fi ceață. Minimele sunt de minus 3 grade Celsius în județele Timiș și Arad și minus 2 în Caraș Severin. Maximele vor fi de 7 grade Celsius în Arad și 8 în Timiș și Caraș Severin. Luni, vremea va fi rece, dar în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab. În zonele joase, izolat va fi ceață. Minimele sunt de minus 3 grade Celsius în județele Timiș și Caraș Severin și minus 1 grad în Arad, iar maximele vor fi de 8 grade Celsius în Arad și Caraș Severin și 9 în județul Timiș.